Mergem Da. mai departe să vedem Anca, nativul câine. Nativul câine. Ce an o să aibă, vor avea câinii. Este un an... Să vedem Da. Întâi care sunt anii pentru nativii câine, cei născuți în 1922, 1934, 1946, 58, 70, 82, 1994, 2006 și 2018. Un an cu oportunități, da, care le pot aduce prosperitate. Le poate aceste oportunități, de fapt, dacă știu să le vadă și să le folosească. Ei în ce relație sunt cu cocoșul? Cam îl aleargă. Mai mult îl aleargă pe cocoș, deci îl obosesc ei pe cocoș. Da? Deci ei nu sunt, un, sunt supărați. Ei dar sunt nu supărați. Sunt dușmani. Nu, ei nu sunt supărați pe cocoș, pentru că au fost trădați de acest cocoș, dar... Nici cocoșul nu e. Ce se întâmplă acum? Prietenul secret, așa prin analogie, prietenul secret al cocoșului este dragonul. Dragonul este dușmanul câinelui. Da? Deci noi suntem prieteni cumva, cu cocoșul. Cumva, da, știți, prietenul dușmanului meu este dușmanul meu. Știți că este prieten cu dușmanul meu. Ei, totuși, nu există o relație conflictoară absolut directă, dar, da, totuși câinii, cu toate ca o stea de boală, oameni buni, pe sectorul lor, au putere, au... oportunități multe, cum vă spuneam, au șanse multe, li se fac propuneri, sunt bine văzuți, au potențial de a prospera mult mai mult decât în 2016, când au fost cam subjugați de această energie a maimuței, că nu i-a ajutat deloc și cu această a trei a proceselor, a certurilor. Acum scapă de aceste procese sau certuri cei care au fost implicați, însă conflicte care erau pe ei anul trecut, anul 2016, adică. Însă, trebuie să folosească cumva această energie bună, să știe cum să culeagă roadele și ce să facă cu ea, pentru că ei sunt de obicei justițiari, mai impulsivi, este o zodie Yang, de pământ Yang, care se simte în putere sub auspiciile acestui pământ care este la putere în anul 2017 și... au niște parametri bunicei, nu cei mai buni, trebuie să, știu că sună puțin ciudat, să se folosească de influența mentorilor sau a oamenilor de bine, a oamenilor influenți. Deci să folosească... Deci au noroc de mentori. Au noroc de mentori, au noroc de ajutor, chiar dacă îl cer, chiar dacă nu îl cer. Li se recomandă să cheme în ajutor prietenii, bineînțeles aliații, acestea există și sub formă de remedii. Există oportunități pentru prosperitate și pentru asocieri cu oameni influenți, cu oameni puternici. Dacă fac acest lucru, vor fi într-adevăr pe val. Problema este cu sănătatea. Cumva, când spun și ei hop, atunci este câte ceva care ține pe loc. Nu mare. Deci există această predispoziție de îmbolnăviri ușoare, dar și o simplă răceală la ei, având steaua 2 a bolilor pe sectorul lor, poate să se transforme în ceva major și să le dea bătăi de cap în loc de a se remedia în 3 zile, să-i țină 2 săptămâni. Și asta îi dă puțin peste cap. Trebuie să aibă și ei grijă. Deci toate zodiile de pământ, mai ales pământul Yang, trebuie să aibă mare grijă la ceea ce consumă ca alimente în anul 2017. Nu uităm că dacă ar fi lipsit elementul pământ din chart, sigur că nu mai existau aceste probleme. Dar pentru că este un surplus de element pământ, organele de pământ pot să fie afectate. Nu uitați că pentru femei sunt organele de reproducere și pentru bărbați prostata. Da? Cine este cel mai prost influențat, să zicem, de această energie a bolilor? Păi bărbații nativi câine, pentru că steaua a doua a bolilor vine în sectorul de nord-vest, nord-vestul reprezentând patriarhul și mentorii. Da? Mentori mai înseamnă inclusiv, vedeți, președintele țării, cum spunea Marian, primul ministru al unei țări, deci a oricărei țări, aici nu vorbim doar de România, ei sunt cei afectați, pot să-și îmbolnăvească relațiile, dar pot să sufere și de niște boli, pot ceva ascuns, de care ei nu știu. În schimb, au potențial să facă prosperitate, fie pentru țara lor, fie pentru orașul lor, deci cei în poziții de conducere, pentru companiile lor, prin asocierea cu acești oameni influenți. Trebuie să-i caute, trebuie să știe să culeagă aceste șanse. Da, eu aș vrea să spun că există o caracteristică destul de rea pentru perioada a treia anului, în care vine o perioadă de câine, da, așa numită, care îi va afecta mai mult. Deci dacă mă întreabă cineva, aș spune că mai ales luna octombrie va fi o lună
foarte proastă pentru acești nativi câini. Obositoare, va fi o lună foarte Iar obositoare. Vreau să spun că există o diferență flagrantă între modul în care bărbatul câine și femeia câine acționează împotriva acestei zodii. Bărbatul câine va fi mult mai afectat decât femeia în zodia câinelui pentru că ea este matriarh, nu este patriarh. Lunile bune pentru nativul sunt câine? Martie, mai, decembrie, în mod special, iar lunile mai proaste sunt iunie, august, septembrie și cu potențial în octombrie, dacă nu știu ei să gestioneze, pentru că este lună de câine, iar în luna aceea este pe stâlpul anului, a treia perioadă a anului, deci al treilea trimestru. Și acela este reprezentat de un stâlp de câine. Deci este prea multă energie de câine, prea mult justițiar care nu prea știe ce să facă sau se poate simți confuz.